forfotă mare în căminele studențești din toată țara, unde locurile de cazare sunt insuficiente. Ajung doar pentru cei care au încheiat anul anterior cu medie mare. Datorită subvenției de la stat, un loc în cămin costă între 100 și 450 de lei pe lună. 5.000 de studenți ai Universității de Vest din Timișoara au depus cereri pentru a sta în cămin, însă anul acesta sunt disponibile doar 3.000 de locuri. Am făcut lucrările de igienizare, am încercat să zugrăvim peste tot, încercăm să le asigurăm cât mai bune condiții. Universitatea Politehnică din Timișoara, în schimb, are disponibile peste 6.000 de locuri de cazare, care se ocupă în proporție de 70-80%. Restul pot fi repartizate altor universități. Nu am încercat să caut, am vrut direct să vin la cămin pentru a trăi viața de student. Cei care nu prind un loc în căminele de stat, unde plătesc între 100 și 300 de lei lunar, merg la cele private sau își închiriază o locuință, dar îi costă mai mult. Într-un cămin privat se plătesc 150-200 de euro pe lună, iar închirierea unei garsoniere e și mai mult. În lunile august și septembrie, prețul unei chirii crește cu 20-30%. În complexul studențesc din Timișoara, o garsonieră se închiriază cu 220 de euro, iar un apartament cu două camere ajunge chiar și la 300 de euro. Am un apartament cu o cameră, dormitor mare și bucătărie. 300 de euro. La Iași, în cele patru universități, sunt peste 17.000 de locuri de cazare. O astfel de cameră cu baie proprie costă 250 de lei pe lună, iar una cu baie la comun aproximativ 150 de lei. Dar tot nu sunt locuri de ajuns, așa că studenții care nu au avut noroc stau cu chirie. Avem prețuri de la 200 de euro în zone mai îndepărtate, să zicem pentru garsonieră sau apartament mai modest, până la 350, 450, 500. La Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca sunt 5.000 de locuri în cămine, iar prețurile pornesc de la 100 de lei și pot ajunge până la 450 de lei. Condițiile sunt de hotel. Studenții care se vor caza în acest cămin din toamnă vor avea la dispoziție camere de 2 și de 3 locuri, iar dotările sunt foarte bune. De exemplu, în această cameră de cămin avem un frigider, avem baie personală, avem spațiu de depozitare, dar și paturi și birouri pentru fiecare student. Prețul pe care un student îl va plăti este de 170 de lei pe lună. Foarte mulți dintre colegii mei care nu au reușit să aibă medii bune, au stat în chirie, au ajuns să stea câte 3-4, chiria fiind foarte scumpă în Cluj. Garsonierele încep undeva la 250 de euro până la 350 de euro, două camere de la 350 până la 450. Universitatea Babeș-Bolyai a scos la concurs anul acesta peste 14.000 de locuri pentru studiile de licență cu frecvență și aproape 10.000 pentru master. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.